Salutare! El este Bene, un adult de Chow Chow. Poate că ați tot auzit, unii zic că se tund Chow Chow, alții spun că nu se tund, părerele sunt împărțite. În mod normal nu se tund și mai ales nu se tund cu mașina, da? Deoarece ei au un strat de supăr și păr și dacă facem acest lucru, tunde cu mașina, e posibil să-i distrugem bariera protectoare și să apară tot felul de dermatite. Ce putem face și pentru proprietarii care chiar doresc să-și tunde Chow Chow sau să nu fie cald, deși nu, părul este bariera protectoare pentru căței, putem să-l tundem, dar doar din farfecă. Să-l uniformizăm, să-l nivelăm, să-i dăm o formă. Asta fac și eu acum. Încerc să-i dau o formă, fac un raf catic și pe urmă, la final, o să-l finisez. Bebe e un câine foarte cuminte și un exemplar foarte reușit. Ne fac să vedea cum se mișcă. Un pic la început să-i dea o formă și pe urmă să-l uniformizez, să fie foarte pe post, uniform, da? Și o să arată super.